Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip cu fața mea. Sper să mă aud bine de aici, încă lucrurile astea stau un pic mai așa, cred că ajunge, dacă mă aud prea tare, regrez eu. Am văzut că vă plac clipurile în care mi-arăt moaca și am zis, hai, în afară de vine 13 să mai încerc și eu ceva. Așa că încerc să fac și un clip de ăsta cu reacții. Afară e cald și frumos, dar eu stau în casă și nu umblă la calculator. Hai să văd dacă vă place că mai reacționez și odată la ceva. Acum 2 ani, 3 ani știți că erau în vogă clipurile alea cu I Hate Pink reacționează, dar hai să încerc și eu acum după atâta timp. Mai lipsește să fac și eu peste 5 ani distrec și gata, sunt full pe YouTube român. Clipul la care am de gând să reacționez se numește Racist Mario. Mi s-a părut destul de macabru. Am văzut doar un început, așa mi-a părut pe la recomandate pe YouTube. Și am zis, hai să încerc și eu să fac o reacție. Poate e mai macabru decât Bad Metal. Apropo, dacă vreți să fac un react la Bad Metal Forever, dacă știți clipul, e bine, lăsați-mi un comentariu sau orice comentariu cu clipuri de-astea la care să reacționez, dacă aveți o idee, tot așa e clipuri de-astea care chiar merită și dacă se poate să fie de-astea în afară, ca așa românești le-am văzut mai pe toate. Bun, hai să dau play la video. Ia, flash, e așa. Văd aici o cursă cu mașini. Asta e la Sonic și ăsta Luigi. Asta nu seamănă cu ăla cu Do You Know The Way? Gun, nu, Knuckles, așa, Gundar Knuckles. S-a mnălit cu ăla. De fapt, poate chiar cam asta o fi treaba. Dacă mai zici și Do You Know The Way, e culmea. L-a bubuit. Ia-te-l dracu și sărică pe U. Da, Knuckles se cheamă pe ăla, am avut dreptate. Deci, Gundar Knuckles e din Sonic X, exact cum credeam. Cred că când a sărică pe U, ăla i-am vinețit alea ochiul. Ia, Mario e nervos și ăsta e Luke Skywalker din Star Wars. Ia. Ai de capul, l-a prăjolit ca pe porc de Crăciun. Iată-l pe Darth Vader. Ok, ați văzut și voi, stați să dăm înapoi un pic. Ai de capul meu. Deci, copii, îmi pare rău, dacă n-ați priceput care e faza de asta și a desfăcut șlețul, mai bine. Tă, băi, nu mai are nici piciorul aici, a ieșit și mâna, ai prujolit tot, dar îmi place că părul i-a rămas în cap. Dar ce mișto se uită așa în lateral, sau cruciș cum dracu se zice. În afară, cum se zice. You're not Nintendo. Yeah. You're pretendo. You're all race strangers. Ea, ce puncte de astea bonus îi dă? Ce abilitate? A luat cubul de un dinozaur. Hâț! Ia spă... Ce a dat aici cu ciobrurile e un fel de sărutul fecioare, cum era o pedeapsă prin evul mediu. Dacă nu uit, pun o poză cu sărutul fecioare, cum arată. Vă prindeți voi cam care e faza cu aia. Uite câte o scoate. Ia, alege acum abilitatea. Banană. Cred că o să aibă legătură ceva cu curul maimuței de preiera și-au focusat acolo pe curul ăla. Și prea zâmbește banana aia. Deci i-a sărit și un dinte în gură la cimpanzeul ăla. Cercopitec ce-o fi. Coming for you, nigga. Ochii la delip ăla. Hai mă, ia-l pe Sony. Oricum nu mi-a plăcut desenele cu el. Wait, Mario, think of our history. So, you like it to go fast, huh? Și cred că mai dilește pe unul cu viteza aia. Sau nu? Bă, ce drept nu... Bă, chiar mă gândeam. Clipul ăsta e cu chestii în copilărie, da, asta ce amintesc copilărie. Și mă gândeam să apare ceva legat de Pokémon. Dar de ce dracu un Pokéball de la să-l prindă pe Sonic? Că n-are nicio legătură. E ca și cum l-ai pune pe Derek Jupiter de la nevăstui care o să cânte intro-ul de la Orășelul Leneș, ca idee. Ca să dau tot așa un exemplu cu desene. Îmi place care acolo, bine care cu deșurile, se vede, îmi place care chestia asta aici cu Playboy. Uda ce față prăjitare. Ok, mai bine nu puneam pauză. Bă, Salamanderman, tu ești. Ia dă cu foc după ăsta. Îl prinde, hai mă, îl prinzi pe Luigi.
Arma aia mi-amintește de ceva. Ia. Mario. Seamnă, ăsta nu seamănă cu ăla din God of War sau ceva de genul? Mai erau niște mimuri cu, cu creaturi din alea mari. Gen, când scap de liceu, vine după aia facultatea, relația și jobul sau ceva de genul. Și fiecare cu câte o armă mai mare. Da, cred că din God of War ăsta. Și dracu aia, vulpe. Uzi. Dar numai pe lângă trage. De ciuperca, hai că asta îi dă un bonus ceva. Ce dracu? Ma. Ia, X. Ați văzut ce păr la sub braț avea? Cred că ăsta a fost. Zici că a trecut Vlad Țepeș pe aici. Să înțeleg că alea-s prințesele din Mario sau ce? Kratos. Kratos asta nu e din God of War, mă rog. Da, cam atât și cu reacția asta. Sper că vă place să reacționezi la clipuri de-astea mai ciudate, așa mai macabre. Dacă vrei la chestii genul, știu, Bad Metal Forever sau, nu știu, de-astea mai așa mai mișto și străine și cu animație ca lumea, lăsați-mi un comentariu cu ce idei aveți și dacă vă place ideea asta de videoclipuri. Eu sper că v-a plăcut și cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Probabil următorul video cu moaca mea o să fie vineri 13-lea, pe care sper să-l pun vineri și nu sâmbătă. Hai, eu v-am lăsat aici. Ciao, les.